Bine v-am regăsit să fie o zi magică cu trei ceasuri magice astăzi, marți 31 mai, cu un mesaj magic care spune așa: îi deschid vieții noi uși. Păi, după lună nouă și chiar încă suntem sub energia lunii noi, e timpul să deschidem vieții noi uși. Dezvoltarea mea spirituală se manifestă în maniere la care nu prea mă aștept. Știu că sunt mereu în siguranță. Îi deschid vieții noi uși. Cam ăsta este mesajul. Este, să spunem așa, super important acest mesaj, mai ales pe un nou ciclu, un nou început. Luna nouă reprezintă începuturile. Haideți să vedem ce facem astăzi, dar înainte de a interpreta harta zilei cu aspectele generale pentru fiecare semn zodiacal în parte, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine, că îmi urmăriți clipurile în fiecare zi și chiar și în weekend și chiar toate clipurile și pe Instagram și pe YouTube și pe TikTok și peste tot. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici și apreciez că sunteți tot timpul deschis să aflați informații de la mine. Vă aștept cu mare drag și la cabinet pentru sesiuni personalizate, cei care simțiți că doriți o experiență nouă, că doriți să aflați niște răspunsuri, că doriți o confirmare, că doriți o experiență extraordinară și interesantă alături de mine și prin care vă cunoașteți și prin care să vă răspundeți unor întrebări. Dacă simțiți că sunteți într-o impas sau că aveți nevoie așa de puțină ghidare, puteți să veniți către mine. Astrologia, practic, este un instrument care ne ajută pe noi să ne cunoaștem, să ne descoperim și să ne îmbunătățim viața, să acționăm în funcție de perioadele favorabile și nefavorabile. E ca și cum eu vreau să merg să construiesc un om de zăpadă, aștept să ningă, știu când ninge și atunci mă duc și acționez. Îmi construiesc acel om de zăpadă. Astrologia nu construiește omul de zăpadă în locul tău, dar te ajută să știi când va ninge pentru tine, când să te pregătești pentru ninsoare, să-ți construiești singur omul de zăpadă. În sfârșit, am dat așa un exemplu acum în plină vară, dar acesta este exemplu pe care eu tot timpul mai dăteam în sesiuni. Încerc să schimb tot timpul aceste exemple pentru că ele se mai copiază și îmi place să fiu originală, sunt o sursă de creativitate și tot timpul vin cu analogii noi. Haideți să vedem ce avem astăzi pentru fiecare semn zodiacal și începem cu berbecul. Astăzi berbecii au nevoie să se asigure de, să spunem așa, de veridicitatea informațiilor înainte de a lua o decizie. Foarte important să vă asigurați dacă totul e corect, e ok, înainte de a da cu subsemnatul sau de a prelua anumite informații sau de a face anumite tranzacții sau de a lua decizii. Asigurați-vă dacă tot ceea ce ați primit este corect, este în adevăr și este conformitate cu ceea ce sunteți voi. Da, adică dacă tu dai mai departe o informație, vezi dacă corespunde valorilor tale. Tauri. Astăzi taurii au nevoie să facă pace în anumite, să spunem așa, situații cu persoane, mai ales dacă împărțiți din punct de vedere financiar anumite atribuții sau împărțiți bani sau aveți de împărțit ceva. Este o zi în care vă spuneți clar intențiile legate de zona financiară, în care sunt discuții, dar puteți să porniți pe un drum nou cu noi responsabilități. Gemeni. Pentru gemeni, această zi poate să fie destul de interesantă din punct de vedere social. Obțineți foarte multe răspunsuri, sugestii, ghidare, îndrumări legat de anumite situații din viața voastră. Este o zi în care aveți chiar și mai multă încredere, vă puneți iubirea, pasiunea în proiectele voastre, vă puneți sufletul acolo, deși nu e neapărat bine să pui sufletul, dar puneți și voi iubirea și lumina voastră. Aș zice că în această zi veți avea și ceva discuții cu prietenii, dar ele sunt super motivante. Rac. Racii au nevoie să își lase sufletul să exploreze zone noi prin terapii, prin terapii alternative, prin rugăciune, prin meditație, prin mănăstiri, pelerinaj. Aveți nevoie de mai multă apropiere de divinitate. La locul de muncă mergeți mai departe cu anumite proiecte, chiar dacă nu sunteți neapărat foarte bucuroși, dar nu aveți ce să faceți, uneori apar și compromisuri. Leu. Astăzi leii au parte de ceva aventură, dar această aventură vă deschide către progres și către noi oportunități. Încurcăturile, micile încurcături, momentele care sunt neașteptate,
vă scot din zona de confort și vă ajută să progresați. Fecioară. Fecioara este îndrăzneață astăzi, special pe sectorul profesional. Îndrăzniți să spuneți clar cu subiect și predicat fiecăruia în parte care ce face și ce nu face și îndrăzniți cumva să veniți și cu soluții, chiar dacă ele sunt poate mult peste puterea echipei. Aveți încredere în ei și știți, lasă, dacă nu puteți, vă motivez eu, vă ajut eu să puteți mai mult. Balanță. Balanțele au obiective foarte clare astăzi, obiective la muncă, obiective în dragoste. Obiectivele astea clare vă ajută, pentru că altfel voi vă pierdeți în multe gânduri și începeți multe și nu le mai terminați. O zi bună pentru voi, să lucrați în echipă cu partenerul și să înțelegeți ce înseamnă pentru voi succesul. Scorpion. Nativii Scorpion au legături destul de ciudățele cu anumite persoane, vă simțiți foarte conectați cu anumite persoane, hai, poate că ciudat e mult spus, legături neînțelese, da? Legături profunde neînțelese cu anumite persoane, poate că experimentați vreo întâlnire karmică sau cine știe ce. La locul de muncă aveți nevoie de o strategie nouă pentru a vă motiva să vă bifați toate obiectivele care să vă aducă succesul și bucuria, săgetător. Astăzi pentru voi este o zi în care vă exprimați cu încredere și sunteți entuziasmați să învățați pe ceilalți, să fiți profesorii celorlalți. Sunteți profesori și acasă, și la muncă, și în viața de zi cu zi cu prietenii, pe zona socială. Sunteți mai înțelepți voi așa astăzi, așadar poate chiar să-i ghidați pe ceilalți către mai mult, mai bine, mai frumos, mai sănătos. Capricorn. Capricornii au nevoie de noi antrenamente mentale, să vă antrenați mintea, să o faceți un pic mai elastică, mai jucăușă și mai cuprinzătoare, că mintea voastră este foarte frumoasă, puternică, dar are nevoie de puțin antrenament, ca și un mușchi. Are nevoie de antrenament, aveți nevoie și de antrenamente fizice sau pur și simplu să vă stabiliți un program riguros în așa fel încât să le puteți face pe toate, și muncă, și casă, și distracție, și sală, și spiritualitate, și alte nevoi. Vărsători. Vărsătorii sunt deschiși să se îndrăgostească, să aducă persoane noi în viața lor, chiar doriți să vă îndrăgostiți și chiar puteți să faceți lucrul acesta fără problemă. Vă puteți îndrăgosti și puteți să atrageți în viața voastră o persoană potrivită. Astăzi chiar vă deschideți sufletul către ceva, un hobby, o pasiune, un cățeluș, o pisicuță, un copil, un iubit, iubită, ce vreți voi, vă deschideți sufletul. Pești. Peștii au nevoie să se manifeste prin să-și manifeste iubirea prin gesturi spontane. Sunteți foarte spontani, vă gândiți așa la sentimentele voastre și le și împărtășiți cu ceilalți, spuneți pe față ce simțiți, cum simțiți. Majoritatea sunt sentimente pozitive, dar acum poate se mai ascund pe acolo și ceva balauri, dar sunteți poate un pic mai vorbăreți, veți spune ce aveți pe suflet, în sfârșit, la final o să fie bine, chiar dacă mai scapă și câte o perlă. Dacă semnați contracte, interesant ar fi să le citiți de mai multe ori, pentru că încă este Mercur retrograd. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!